Internetul a devenit una dintre cele mai importante resurse de informații, iar utilizarea necontrolată a acestuia poate duce la dependența de internet. Persoana care dezvoltă această dependență va avea un comportament cu semne și simptome similare cu cele ale oricărui alte dependențe. De exemplu, poate avea un impact negativ asupra performanțelor școlare, a relațiilor de familie și asupra stării emoționale a adolescenților. Dependența de internet este definită ca o pierdere compulsivă a controlului impulsurilor legate de utilizarea internetului, cum ar fi jocuri online, rețele sociale, sesiuni maraton de navigare pe internet. Toate acestea implică în principal dependența psihologică de internet, iar simptomele sunt comparabile cu ale altor comportamente adictive, cel mai apropiat fiind jocul de noroc patologic. Adolescenții care sunt dependenți de internet văd în internet un loc sigur în care să se ascundă dacă sunt sub stres. Dependenții de internet consideră că trăiesc în realitate, când de fapt ei trăiesc în spațiul cibernetic. În special pentru cei ce se joacă pe internet, aceștia își confundă identitatea reală cu identitatea din joc. De asemenea, ca în orice altă dependență, dependenții de internet nu vor să facă altceva decât să stea pe internet toată ziua și devin foarte inactivi și antisociali. În timp ce dependența crește, aceștia nu mai vor să facă nimic altceva decât să petreacă un număr cât mai mare de ore pe internet, asta distrugând anumite aspecte ale vieții lor reale. În locul socializării cu prieteni reali, aceștia preferă să comunice cu niște străini de pe internet. Efectiv, este o patologie psihiatrică consemnată ca și încadrată cumva la tulburări de comportament, tulburări ale impulsurilor, pentru că trebuie să recunoaștem la vârsta trecuți de vârsta adolescenței, la maturitate, aceste jocuri pe calculator se pot transforma în jocuri patologice de noroc. Chiar și nespecialiștii își dau seama că folosirea abuzivă, irațională a internetului a creat un fenomen de dependență, fenomen de dependență care, tradus în plan psihologic, la tineri și adolescenți, în primul rând, pentru că aici lucrurile sunt mai sensibile, întrucât psihicul lor ar trebui să fie în formare și în formarea aceea firească, naturală, normală, sănătoasă, da? Până la 18 ani, când considerăm psihologie psihiatrică, psihicul uman este suficient de dezvoltat, de matur, de complet, încât să-i permite insului o inserție socioprofesională. Experiențele ultimilor ani, prin faptul că pe tot globul, nu numai în Europa, sunt semnalate cazuri de deces în urma folosirii îndelungate de ore și zile întregi a internetului, și la grupa de vârstă la care ne referim, copii și tineri, a jocurilor pe calculator. Această folosire a internetului nesăbuită, irațională, da, excesivă, face ca insul, funcțiile psihice, afectivitatea, că depresia pe terenul afectivității survine, da? Faptul că ei nu mai comunică, faptul că nu relaționează, faptul că nu mai au un sistem de valori în care să se formeze, să se dezvolte, să se găsească, cu care să se identifice, în condițiile în care ei încearcă să iasă în lume, să se manifeste, nu sunt capabili să se exprime, nu sunt, chiar dacă sunt copil cu nivel intelectual ridicat, mi-a fost dat să văd greutatea cu care relaționează, cu care intră în contact cu ceilalți. Pierderi sunt pe toate planurile. Nu realizează, pentru că nimeni nu-i sfătuiește, nimeni nu-i ocrotește, nimeni nu-i conseiază. Nu sunt suficiente teme, chiar și la școală, chiar și în mass media, în dreptul acestei probleme, da? A utilizării calculatorului la modul excesiv. Nu de puține ori mi-a fost dat să semnalez de la părinții copiilor pe care îi aduce la noi că nu numai jocurile pe calculator,
sunt preocuparea unor tineri și adolescenți. Faptul că au rețelele de socializare. De multe ori am sentimentul că această lume virtuală creată de internet nu aduce nimic sănătos și benefic copiilor care normal că nu au o perspectivă asupra realității, da? Și de multe ori se duc și accesează o lume care nu-i caracterizează, o lume care efectiv le aduce foarte multe de servicii. Creierul adolescenților este în curs de dezvoltare, iar cele mai multe modificări au fost observate de către specialiști în cortexul prefrontal, care reprezintă acea parte din creier responsabilă pentru planificarea acțiunilor, controlului impulsurilor, organizarea și abilitatea de a lua decizii responsabile și de a rezolva probleme. Acest lucru indică faptul că centrul de control executiv al creierului este încă în curs de formare, iar imaturitatea din anumite regiuni predispune adolescenții la comportamente cu risc crescut. Procesul de maturizare are loc, potrivit cercetătorilor, în jurul vârstei de 25 de ani, atunci când creierul dobândește toate mecanismele necesare pentru controlul adecvat al impulsurilor și capacitatea de a lua decizii raționale. În adolescență, mecanismele de control sunt mai puțin dezvoltate și de aceea ești mai predispus la a acționa impulsiv și bazându-te mai mult pe instinct decât pe rațiune atunci când te confrunți cu situații stresante sau cu emoții intense, fără să poți aprecia corect consecințele imediate ale acțiunilor tale. Ne va modifica ca indivizi psihosociali, pentru că stând ore întregi, zile întregi, numai cu calculatorul, uiți că ești ființă socială, uiți să comunici, uiți să trăiești, uiți să iubești, uiți de obligațiile pe care, pe grupe de vârstă, îți revin. Sunt fer convinsă că acest internet patologic, dacă putem să-l numim cumva, utilizarea lui patologică va crea și în timp se vor dezvolta entități psihopatologice pe care astăzi nu le bănuim. Eu înțeleg că trebuie să folosim numai în rațional și numai atât cât ne trebuie internetul. Nu trebuie să-l lăsăm, chiar dacă a fost făcut și calculatorul după modelul arcului reflex a creierului uman, am sentimentul și cred că nu e o părere singulară, o traducem la modul spus grosier, da? Că ne-a furat viața. Parcă de când îi naștem, deja s-a imprimat în genomul noilor născuți ideea de internet. Îi vedem plângând de la primele luni când li se ia telefonul din mână, îi vedem că se liniștesc când văd calculatorul sau tableta. Într-adevăr că este și epoca și viitorul va fi al generației internet. Dar, ca părinte, trebuie să ai timp de copilul tău, să-l scoți în mediu, să-l duci la un sport, să cultivi calitățile, da? Să duci la o sală de sport, la fitness, fetițele la balet, la un program special pentru, ziceți, muzică, pentru orice altceva. Ca părinte, este imposibil să nu-ți dai seama ce capacități și ce calități deosebite are copilul tău și în loc să-i le cultivi, îl lași să navigheze singur și să... Este inutil de ce te întrebi la 18 ani că n-ai făcut ce trebuia pentru ea. Deci asistați, ghidonați așa discret și cu tact, pentru că parcă generația de vine după noi nu-i mai convine deloc categoria impusă. Da? Trebuie și explicat și trebuie pus altceva. Și altceva înseamnă atenția, grija și dedicația pe care calitatea de părinte te impune să te ocupi de copilul tău și să-i oferi variante la acest internet. Semnele și simptomele dependenței de internet variază de la o persoană la alta. Experții în domeniu nu au stabilit un număr exact de ore zilnice petrecute pe internet care să indice prezența dependenței de acesta. Există totuși unele semne de avertizare că utilizarea internetului ar putea deveni o problemă.
De exemplu, pierderea noțiunii timpului când sunteți online, dificultăți în îndeplinirea sarcinilor de la locul de muncă sau de la domiciliu, izolarea de familie și prieteni, viața socială a dependenților de internet are astfel de suferit. Sentimentul de vină cu privire la utilizarea internetului. Principalul semn al dependenților de internet îl reprezintă poziția defensivă pe care o adoptă atunci când un membru al familiei sau un prieten le spun că au o problemă. S-a ajuns totuși la concluzia că dacă petreci 6 ore pe internet zilnic timp de 3 luni consecutiv, nu cu scopul de a lucra sau de a studia, poți fi considerat dependent de internet. Rezultatele școlare sunt dezastruoase de cele mai multe ori. Performanțele școlare de la un an la altul, de la o etapă la alta, examene pierdute, bacalaureat nepromovat. Deci sunt semne care deja când s-a ajuns aici, lucrurile sunt destul de avansate și părerile de rău a părintelui, în primul rând, lucrurile par impardonabile, pentru că nu poți să accepți în mileniul 3, în loc să progresăm, da? Din punct de vedere psihologic, psihointelectual, da? Și efectiv internetul să fie aliatul și să fie folosit, exploatat, da? În folosul strict. Și nu e invers. Nu e. După naștere, unele mămici observă că bebelușul are o culoare gălbuie. Recomandat este ca în acel moment să anunțați medicul de familie, deoarece există posibilitatea ca cel mic să aibă icter. Icterul postnatal este frecvent întâlnit la nou-născuți, cu toate acestea el este considerat fiziologic dacă bebelușul se hrănește normal și nu devine agitat. Acesta poate să apară la 2-3 zile de la naștere și să se diminueze după 7 zile. Părinții trebuie să fie atenți la eventualele simptome ale icterului. La majoritatea copiilor, singurul simptom fiind îngălbenirea pielii, însă la alții se poate adăuga și starea de somnolență. Atunci există riscul ca bebelușul să adoarmă la sân și să nu se mai hrănească suficient. Icterul reprezintă îngălbenirea pielii și a conjunctivei de la nivelul ochilor, fiind cauzat de un exces de bilirubină din sânge. Intensitatea culorii variază în funcție de nivelul bilirubinei, un nivel mai scăzut determinând o culoare mai pală, în timp ce un nivel mai crescut poate determina chiar culoarea maronie. Cei mai mulți copii depășesc de la sine faza de icter după 10-14 zile, însă, în unele cazuri, este necesară și intervenția medicală. Icterul neonatal este dat de o hemoliză, care hemoliză ceea ce înseamnă o distrugere a globulului roșu. El apare în mai multe situații. Cea mai frecventă situație este incompatibilitatea RH. Când mama este RH negativă și tatăl RH pozitiv, sau în incompatibilitatea AB0. În AB0 este mai mic ca intensitate, la fel mama este 0 și tatăl este orice altă grupă. De obicei, aceste gravide sunt urmărite prioritar, se fac testări de anticorpi pe parcursul sarcinii și întotdeauna la naștere acești copii sunt supravegheați în mod deosebit. Icterul poate să apară și ca urmare a atreziei canalelor biliare, este o malformație congenitală, un ficat care nu are, în dezvoltarea lui embrionară, nu și-a format canalele prin care să se scurgă bila și atunci asta este o afecțiune care este tratabilă și netratată este incompatibilă cu viața. Icterul fiziologic apare primele 24 de ore și de obicei în maternitate acești copii primesc fenobarbital, sunt puși la lampa cu ultraviolete, ținuți în incubator și ținuți sub supraveghere. Celelalte cazuri apar ceva mai târziu și de obicei mămicile anunță imediat apariția acestui icter. Icterul apare atunci când acest proces este întrerupt de diferite boli sau condiții, ceea ce duce la creșterea nivelului de bilirubină în organism. La nou-născuți, icterul este frecvent datorat icterului fiziologic, care de obicei nu este grav și adesea dispare în primele 2 săptămâni după naștere.
Ficatul femeilor însărcinate prelucrează bilirubina produsă de făt înainte de naștere. După naștere, însă, ficatul nou-născutului începe să funcționeze și să proceseze bilirubina, dar nu în cantități suficiente, în primele câteva zile. De aici rezultă icterul fiziologic al nou-născutului, manifestat prin îngălbenirea temporară a pielii și albului ochilor nou-născutului și care adesea nu este grav. După naștere, este important să țineți legătura cu medicul de familie. Acesta va veni la dumneavoastră acasă pentru a vedea starea de sănătate atât a dumneavoastră cât și a bebelușului. Doctorul Angela Mazdrag, președintele Colegiului Medicilor de Familie din Buzău, ne explică pas cu pas cum se vor desfășura vizitele la domiciliu. Anunță medicul la care este înscrisă sau la un medic care face pediatrie, înscrie copilul și medicul este obligat să meargă și să ia în evidență copilul, să-l vadă la domiciliu, pentru că vede și starea copilului, vede și ambientul în care este crescut copilul și în același timp poate să și instruiască mama cu privire la evoluția în primele săptămâni ale copilului, să o instruiască ce trebuie să facă în fiecare situație, tip alimentația, lăsând să vadă dacă este corectă, dacă copilul a luat în greutate, dacă starea copilului este bună și în cazul în care sunt probleme să adopte măsuri. Este destul de greu în momentul în care te trezești acasă cu un copil nou născut. Asta o spun și din poziția de mamă. Credeam că e mult mai simplu, dar în momentul când m-am trezit cu un copil m-am fost puțin dezorientată. Este cel mai corect este ca înainte de a naște mămicile să parcurgă cât de cât o literatură de specialitate în care să li se povestească câte ceva despre aceste prime săptămâni de viață ale micului nou născutului. Fiecare sunet pe care acești copii îl scot înseamnă câte ceva. Era un studiu făcut pe un număr mare de noi născuți și a realizat că din aceste sunete pe care copilul le scoate, el cere mâncare, cere dragoste, cere să fie schimbat și exemplifica foarte frumos. Deci un limbaj care era comun, adică toți copiii scoteau același tip de sunete și în funcție de aceste sunete a reușit să identifice cam ce cere copilul în momentul respectiv. Este bine de știut că în primele zile copilul doarme mai mult, după care el devine mai activ și devine mai își dorește să-și găsească, cum să zic eu, un sprijin, să simtă pe cineva aproape. Și atunci mamele au tendința de a ține copilul foarte mult în brațe, de a-l legăna. Există un adevărat sindrom al copilului legănat. În momentul când el face cel mai mic zgomot, cineva din familie se repede, ia copilul în brațe și începe să-l legene și să-l plimbe și să-l pună în cărucior și nu, copilul trebuie liniștit în pătuț, trebuie ținut îmbrăcat corespunzător, pentru că sunt și mămici care încearcă să-i îmbrace excesiv de mult în dorința de a nu răci, trebuie să aibă un ambient plăcut și trebuie să aibă foarte, foarte multă răbdare. În prima săptămână este cea mai importantă săptămână din viața unui nou născut. Vreau să vă spun că după naștere, faptul că un copil este așezat pe pielea mamei și ținut timp de câteva minute pe pielea mamei este foarte mult pentru acest copil. În primul rând vine în contact cu tot ce înseamnă floră de pe pielea mamei și în al doilea rând se creează un sentiment de liniște, de siguranță și pentru copil. Primul alăptare este foarte importantă și chiar prima alăptare în apropierea momentului nașterii, pentru că atunci se eliberează, copilul primește și endorfinele pe care mama le secretă în momentul nașterii, în sentimentul ăla de mulțumire că a căpătat un copil un suflet, așa, și care pentru copil înseamnă foarte mult. Separarea copilului imediat după naștere de mamă este mai dificilă și copilul o parcurge mult mai greu. De astea sunt studii făcute de oameni care au fost interesați să vadă ce este cel mai bine pentru acest copil. Acasă este bine să-l îngrijim
cât mai puțini, deci nu și mămii și tătii și bunici și vecini și toată lumea peste copil, pentru că el se adaptează mult mai greu. El trebuie să știe cine este mama, cine este tata, să înțeleagă cine trebuie să-l îmbrace, cine trebuie să stea cu el. Nu este indicat să-i punem toată ziua biberonul în gură, nu este indicat să-i punem toată ziua sânul în gură, nu este indicat să fie alimentat, numai la sân în primele luni este bine să fie alimentat și cu o linguriță, și cu căniță, și cu biberon, bine, nu în prima săptămână, dar în prima lună de viață, pentru că după aceea primesc foarte greu lingurița, foarte greu cănița, foarte greu biberonul. Și trebuie să ai un pic de răbdare, pentru că așa cum îl formezi în primele săptămâni, așa o să-l faci toată viața.